Vergebung. Deci, încă o dată, Îl aflăm pe dâmă, știm. Vrei ca mărime, da? Da, vreau să-l aflu ca mărime pe dâmă, dintr-o pe dâmă gă. Și dacă ai aflat la ce te-aș ajuta? Pentru că H este dâmă pe 2. H. E. Este din mijlocie într-o pe dâmă și dâmă pe 2. Nu știu dacă e mijlocie. Cum să nu fie? Că e mijlocul, zice, H e mijlocul la D. Ăla e mijlocul lui A, B, deci nu H, M, H, E, H, E e mijlocul. În ce triunghi este H, E? În triunghi de la B. De A, B. B, așa da. Deci în triunghi de la B, ai aflat pe, ăla fi pe H, E. Pe D, B. În triunghi de la B, mă duc la B, pe D, B. Dar nu știu de ce este pe D, B, ca așa. Păi, D, B, pe 2, la B, H, E. Așa. Păi zice, prea aria romului, adică... Păi la aria romului nu trebuie să ne gândim la laturi. 6.000, da. Da? Deci muncim, hai să ne gândim cum arătăm că e ăsta două, H, E și cu G, H, sunt G, F. Da? Cum sunt paralele? Mai întâi să arătăm din patrograf. Păi... Dacă ziceam, am zis că e drumul de la B, H e de mijlocie. Așa. Deci H e paralel cu DB. Da. Pentru că de că B, H, F e de mijlocie, deci că H, F, G, F e paralel cu DB. Deci că G, F e paralel cu H, E. Și cum sunt și congruente că am aflat? Sunt paralele și congruente, deci... Paralelogram. Deci e paralelogram. Momentan. Apoi nu se mai trebuie D, A, H. Unde H, G este egal cu A, H, pe 2. Dar dacă e paralelogram, ce se mai pune? Și nu am. Două laturi pe curie, de asta s-a două laturi alăturate? Alăturate, da. Așa. Aici mă trebuie D, A, H. D, A, A H. H, G e A, H pe 2. Așa. Aici mă trebuie D, A, B, H e D, B pe 2. Și cum D, B e congruent cu A, H, rezultă că sunt congruente și ele. Dar te bazezi pe faptul că într-un... Într-un trapez ce am ales să da, și acolo, gata, e reușit. Deci, paralelogramul cu două laturi alăturate congruente devine rom. Altfel, după ce ai arătat că e paralelogram, da. Mai puteai să arăți că e rom? Diagonale. Cum arăți că diagonale sunt perpendiculare? Păi, G e paralel cu DM. G e paralel cu DM. Că vine aici, nu? Asta este un dreptunghi. Și asta e unește mijlocie. Deci, într-adevăr, G e paralel cu DM. Cum H, F e din mijlocie în trapez. Că F e din mijlocie, ea e paralelă cu cele două. Da. Deci, cum măsura lui M, D, C este din 90, îți duc și măsura lui ăla 90. Deci, imediat că ai observat că asta de aici e paralelă cu asta de aici, aici e în dreptul, nu? Așa. Și în date diagonale sunt perpendiculare. Bun, dar să facem aia. Aia e diagonala 1, diagonala 2. Aflăm că F din... Da. Aflăm că F din... E bine, nu știu ce, trapez și... Că F e semisuma bazelor. Da. Și că e complet cu DM, pe care DM trebuie să o aflăm. Și o aflăm. Și de acolo totul este rezolvat. Uh-huh. Deci, planul este așa. Aia este mult bine. Deci, în discuția aportată, înseamnă că știm că avem de-a face cu un paralelogram. Paralelogramul acesta, fiindcă te duci cu două laturi alăturate congruente, paralelogramul cu două laturi alăturate congruente este rom, nu? Și totul este perfect. Fiindcă arăți că diagonale sunt perpendiculare, lucru care... Deci, ori pe o parte, pe cealaltă, ajung la acea răspuns. Mergem la țări date, da? Mai întâi la fost MD. MD. Deci MD. Cine vorbește? Păi, radical din 16 minus 4, radical din 12 minus 4. Radical din 12 care face 2 radicali din 3, da? Pe MD. Și apoi întoarcem diagonala BD. Sau zicem că din cauza că ABCD e trapezul și tot ce... Așa zic. Cum A, B, C, D, trapez
Isus și Amor. Rezultă în vedere cu acest. Rezultă în vedere. Egal cu acest. Și în ce vorbe de el? În primul de rezultă. B, de A. Din cauza că H și mijloc lui Agen. Avem H, mijloc. Cui? Lui Agen. Dar noi nu spunem mijloc. Scriem altfel. A, H egal cu H. A, H egal cu H. Și? D. Miruna. A, H egal cu H. A, H egal cu H. G, G, F egal cu F, B. Iar asta suntem, să spunem G, F. I-a luat în triunghiul B, A, D. Așa. B, A, D, U, de acolo, așa. H mijloc și cred că se gândește la... E mijloc. Am zis în toată ceva asta. Păi, ca să folosim linia mijlocie. Paralela asta. Asta de aici, H și E, paralelă, da? Deci, la adaugă de desubt că e, A, E este cât e B. A, E, egal cu E, B. Rezultă H, E, egal cu W, E. H, H, E, așa scrie. H e linie mijlocie. Da. Da, așa trebuie să credea, da? Da. Și asta înseamnă că H e... H e paralelă cu W. Și H e egală cu W de 2. Da. Pe de altă parte, în triunghiul... De ce B? Sau, da? În triunghiul de ce B? Miruna vorbește acum. În triunghiul de ce B avem G în mijlocul de C, F în mijlocul de C. Nu, zici în D, G. Egal. Da, când F cum e cu G, C, C, F egal cu... Cu G, ce? G, C, F. Ce e? Da. Egal cu F. F, B. F, B. Și atunci se spune că G, F, linie mijlocie. G, F, linie mijlocie. Mijlocie. Și rezultă că gândul e paralel cu DB. G, F, paralel cu DB. Și DB egal cu DB pe 2. G, G, F egal cu DB pe 2. D, F, egal cu DB pe 2. Din astea rezultă că... Din astea 4. G, F, E, F, ROM. Alungaș. ROM din prima, că am demonstrat și cu două, sunt două... Deci am arătat de doar că astea două, H, E și G, F, sunt paralele și două vechi, da? Da. Astea 4. Deci din asta rezultă că H, E, H, E, F, G, E, F, G, paralelogram. Da, da. Acum de ce ai de la cu D la B. Așa. Deci ne-am duce în... D la C. În triunghiul care? D la C. D. A. C. C. Știm că G, G, am demonstrat că G e A cu pe 2. C, G. G, G. C, G. C, G. Dar cu A cu pe 2. Cam scris acolo. Da. Este? A, C, G pe 2. C, C, A, C, G pe 2. A, C. A, C, G pe 2. A, C, C, G pe 2. Și triunghiul D, A, B, C, E este D, B pe 2 și cum A, C, G, B cu A, C, G, B cu D, B, deci... Deci, H și E e D, B pe 2. Da. Am auzit, H și E egal cu D, B. Și mai scrie cum A, C și D, B sunt congruente. A, C egal cu D, B. Răspunde de toate trei că H, G e congruent cu H, E. H, G e congruent cu H, E. H, G cu H, E. H, E. Și din 1 și 2, paralelogramul tău cu 1. Și de ce să putem zice așa? H, E și G, paralelogram, rezultă și H, E, ROM. E, H, G, A, E. Rezultă că e rog. Rezultă că... E rog. E...
Deci acum o să mă duc să calculăm ce aria, da? Nu, mai da aria, adică mai trebuie să calculăm de hâfuri. Ce poți să nu, mă duc. Nu, mai poți să tot să mă știu acum. Doar că... Deci, e de hâful care e AB plus D. Aici poți spune domnul profesor? Da. AB plus D plus la 2, adică e 8. Și o să avem de regal 3 euro pe 2, eu care e în sistem. Are. Acum. Da, puteți să scrii totul. Deci. Hâful. Deci, e cam de D plus AB supra 2. De D plus AB supra 2. Și e cam 16 supra 2. Face 8. Rezultă că a e egală cu 8 ori 2 la egal din 3 supra 2. Pentru că G e este cea trebuie. Și am făcut de pe cât e? Deci cum dăm egal cu G e și egală cu 2 la egal din 3. Ba da, așa știu și eu, dar stați bine. De la care 3? Atunci, aria 8 ori 2 la egal din 3 pe 2. Aria lui, a, lui e... H. H. F. F. G. Egal cu 8 ori 2 la egal din 3 supra 2 și egal cu 8 la egal din 3. 8 la egal din 3. Iată. Metri pătrați, m-am fost un metri tot. Metri pătrați. Și am arătat și aria acestui... Da. 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 Pe când am BG? Da. Am următoarea problemă. Ați calculat așa mie, da? Da. Problema 2. Secțiunea axială a punctului de cont circular pe... Este un trapez isoscel. Deci, suntem la subiectul 3. Problema 2. Problema 2. Zice, secțiunea axială a punctului de cont circular 3 este un trapez isoscel. AB, B'A'. Axială a punctului de cont circular 3. Este un trapez isoscel. AB. Un trapez isoscel. AB. B prima prim. A. B prima prim. Cu diagonalele perpendiculare. Adică AB prim. AB prim perpendicular pe B, A, B. A, B e 14 cm. A, B, 14 cm. Și A prin B prim, 6 cm. Să-ți arate, deci, la A prim, cât e generatoarea punctului de cont? Generatoarea punctului de cont. B, volumul punctului. Volumul punctului și C, calculați înălțimea fondului din care provine punctul. Aș poate. Da, da. Atât. Despre mă urmă prânde în camerea. Da, deci secțiunea axială, care ia vorbim și până arătăm. A, B, A prim, B prim. AB e de 14, adică raza este de 7. Din face 6, adică raza mică, asta a spus, raza mare egal cu 7 cm, raza mică egal cu 3 cm.
Și ca să aprind generatoarea, eu problemă simplu țin nou. Maria o să vorbească. Știi mânăția Domnului? Nu știu. Nu știu. Avem informații, mai avem o informație. Foarte important. Diagonale sunt perpendiculare. Și ești trapez social. Sigur. Deci, zi tu, te rog. Acum Maria pe două căi. A cui? A plimbe prima B. A plimbe prima B, a acestui trapez, da? Da, i-a dat A, B prima 2 asupra 2. A. B prim la 2. A, B prim la 2 asupra 2. De ce? Că area unui trapez cu diagonalele perpendiculare tai. E, doi v-ați spune zis. A zis eu? Da. Așa scris pe care merge până în sigur. Da, merge până în sigur. Îți mai amintești din ideea asta că nu mai amintesc acum. Aș lua o. Că nu aș lua o. Ați făcut amul ca idee, vă spun. Cum aș încerca-o? Cum să încerci aria? Aria asta așa o dat pe baza asta. Și zic, este egal cu baza, ori înălțimea până aici, supra 2. Când stai pe baza, pe aceeași bază, e și a triunghiului așa spre ea. Baza, ori înălțimea, supra 2, supra de înălțimea pe A prim B în factorul 1 și vine așa. A avut dreptate. E A B prim, ori A prim B, și cum diagonale sunt egale, înseamnă că este o diagonală la pătrat și supra 2. A avut dreptate. Numai că nu mai știam, mă. Eu mai ales. Deci la punctul, știm așa, bă, că aria lui A B B prim A prim egală cu A B prim la pătrat supra 2. E? Dar nu vreau știu pe A B prim. Da, păi te s-a plăcut. Și odată mai avem că aria egală cu baza mică plus baza mare în înălțimea surorii. Și pe altă parte, baza mare plus baza mică în înălțimea surorii. Deci egal cu baza mare. A, B. A, B. Plus A prim B prim. Plus A prim B prim. Ori A prim R. A prim. A prim, nu mai zice mie aici. Miruna, că e deja baza mare. A prim M. M. Supra 2. Deci acum trebuie să ne aprim M. Aprim, yeah, da. Acum trebuie să ne concentrăm și să aflăm pe AB prim, ori pe AB prim. Ca să vadă egalitatea asta, da? Deci da. Vine A, B prim. Prim, lasă, da. A, egal cu... AB, plus AB cu 14, 20. 20 ori A prim. 20 ori A prim, yeah. Mai îmi trebuie o relație între A prim, A prim și A prim. A prim și A prim. Păi în triunghiul A prim B, A, B prim B, în triunghiul A, B prim B, A, B prim B, A, B prim B, B, da. Avem cu B, înălțimea din B pe A, B este ca nu cu A prim B. Sigur, da. Deci înălțimea asta este cât A prim M, da? Da, și avem ca B prim la 2 este egală cu 4 plus 6, 10 la 2 plus B prim R la 2. Deci? În triunghiul A, B prim B. Da. Duce prin alt timp B pe A, B. B prim... B, A, B, B prim C. Da. Așa. Ce ai zis? Da. Bine. Și avem că AC este egal cu 10. AC? Este egal cu 10, pentru că AC e egal cu 6. 14 minus 6 egal cu 8. 8 împărțit la 2 egal cu 4. 4 cu 6, 10.
Deci ar fi raza mare plus raza mică. Da. Nu că asta toate raza mare, 7 și cu... Și raza mică, 3, da. 7 și 10. Și putem să obțin atunci rezultă înălțimea într-un dreptunghi este egală cu înălțimea la doua într-un dreptunghi. Dreptunghi este egală cu ce ori avem. Înălțimea la doua, tot rămâne înălțime. Într-un dreptunghi. Într-un dreptunghi. Peste un dreptunghi. Unde suntem? A, B prin B, într-un dreptunghi. A, B prin B, unde e dreptunghi? În B. Nu știu. Era dreptunghi aici, la creșteția de acolo. Păi da, și cum nu se... Atenție, nu. Nu? Nu, păi da, atât. Nu e pe clar aici. Nu aici. N-am voie. Ei, păi atunci nu facem într-un fel ca o... în ăsta... A, O, B. A, O, B, da. O, notăm A, B, B cu A, B prin O. Da. Așa, îl aflăm pe A, O, pe O, B, pe A prin O, pe A prin pe O, pe prim. Noi ce mântrăm cu B prin O, B și îl aflăm pe B, pe prim. Da. Păi și așa, gata, s-a terminat. Am aflat pe B, pe prim, s-a terminat. Deci, Miruna spune că triunghiul O, O, A, O, aici O, și aici să urcăm cu S. Așa. Între unul S, O, B. Însă ce dreptunic? Nu. S, A, B. Însă ce dreptunic? Da. Având în vedere că într-un unghiul S, A, B îl ducem. Avem, îl știm pe A, B. Aici nu vei S, O, B, fi dreptunic? Că nu îl am pe S, O. A. Ne ducem într-un unghiul S, A, B, dreptunic. Îl aflăm pe S, A. Pe S, A. Când de două ori, S la doua, egal cu A, B la doua. Da, și la patria S, B. Noi ducem într-un unghiul A prim, S, B prim, la fel pe A primesc. Cum A primesc, A e dreptunic, la fel pe A prim. Adică generatoare, adică exact ce este pe A. Păi, repede. Pe asta zic. Deci două ori A S egal cu A, B, domnule. De două ori A S egal cu... De două ori A S la doua, egal cu A, B la doua. Adică A, B egal cu 2 A S. Ai ideea să ai cazul. Hai să scriem, poate mai clar. Da. Eu vreau să vedem dacă nu găsim altă... Nu. Mi-a pe ideea ta, că întâi să vedem la capăt ideea ta și când mă... Da. Te rog, între unghiul... A, S, B. A, yes. B. Trebuie să teorema lui Pitagora. A, yes. A, yes. Bă, da. Vezi în teorema lui Pitagora? Da. Că A S la a doua plus B la a doua, adică 2 A S la a doua. 2 A S pătrat, egal cu A B pătrat. Adică... Adică 14 la pătrat, adică... 14 la pătrat? 14. Da, 14. Da. Da, 14 la pătrat, egal cu 2 A. 2 A S la a doua. Deci 196 egal cu 2 A S la a doua. 196 înveți la 2, 98. 2 A S pătrat, adică A S. Dacă care din 98? 98, așa? Adică 98. Și egal cu? 49. Așa, 7 la egal din 2. 7 la egal din 2. Vreau să unghiul A prim S, B prim. Între unghiul celălalt A. A prim S, B prim. A prim S, B prim. Rezultă din teorema lui Pitagora. E de două ori. De două ori A primesc, egală cu A primesc la a doua. Da. Egală cu A prim B prim la a doua. A prim B prim la a doua. Și rezultă că 2 ori A primesc la a doua, egală cu 36. Și rezultă că 2 ori A primesc la a doua, egală cu 36. Și rezultă că A primesc la a doua, egală cu 18. Egal cu 18. Și a primit. Egal cu 3 egal din 18. 3 egal din 18. 3 egal din 18. 3 egal din 18. Și dacă m-am aflat și acela... Între unghiul A primit S-a. Deci am aflat în momentul de față pe A, S. Și a fi egal cu 3 egal din 18. Bă, dar nu sunt egale. Nu sunt egale egal cu 3. A, B primit egal cu 4. Nu despre asta e vorba. A, B, prim, cu A. Nu e egală cu A prim B? Bă, da, dar nu ne-a asta ne doare pe noi acum. Nu ce mă trunghi A prim S, A. Deci e între unghiul A prim S, A. A prim S, A. Se zic din teoria lui Pitagora. Ca să-l aflăm cine la tu aia, că asta te
generatoarea? Da. Într-un ghiu a primit sa, da. Rezultă că a. 49 ori 2, am scris odată într-un ghiu a primit sa. Da, într-un ghiu a primit sa, nu se tagă, da. A a primit, sau generatoarea, cum spui, da. Este asta la pătrat, plus asta la pătrat. Păi, da. Pe asta vreau zic. Așa. Deci, da, a primit egal cu grafița pătrată din a este a doua. Cât este? A este 7 radical din 2. A este 7 radical din 2. La pătrat. Adică 49 ori 2. Adică 98. 98. Plus 18, da? Așa. Și egal cu 116. 116. 116. 116. Așa? Hai, o sută șaisprezece. 58? 58 ori 2? Și cu 58? Pe casă? 58. 58 din cărare de 58 ori 2, care 58 sunt parte la 16. 16 de durere cu 16. Păi, ține, încă... Vă soare, nu-mi promet. Da. Nu-i 28. Deci, 116 prin 2, 58. 2. Prin 2. 49. Nu, 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 29. 29, da. Și atât. Da, dar care ce să mai face? Și face 2 radicale și 29. Și asta am aflat generatoare, nu? Da. A, cred că da. Acum, da, și acum ne folosim tu pe și de aia care am scris. Ne trebuie să aflăm A pe prim.4 vă oprim egal cu 30.
30. Deci vă oprim egal cu 34, 15 pe 2, 17,5.
și el ți-l pune așa. Uite, râna fiindcă mai provocat. Îmi vine minte să spun și ți-o spun repede. Deci eram pe asta a șapta. Tatăl meu era constructor. De case, în sfârșit. Și avea de executat un acoperiș și la un moment dat trebuia să fixeze un luminat, cum se spunea, în imagine. Și eu le ajutam și eu la treabă. Păi și vezi, simțul practic de aici la rest. Păi da, și nu acum, din construcție. Foarte important. Și i-am spus, el trebuia să încheie acolo un geam, în sfârșit, un toc, cum se zice, la țară, ca să fixeze un geam acolo. Și zice, nu pot să fac, cum să mă aveți, mă leg o sfoară, să nu știu ce, să măsori acolo. Și a spus, stai departe, acum să fac calcul. Și el s-a uitat la mine foarte surprins, da. I-am măsurat de jos, a făcut o asemănare de triunghiuri, m-am dus acolo prin asemănare, în vârf, acolo unde era foarte greu, și a spus, acum cu dimensiunea asta, închei de jos. Și când îl pui, sigur merge așa, merge. Ei, a fost foarte mândru de mine. Dar era constructor, dar nu avea studii în domeniu, nu știa să facă calculul ăsta pe care doctorul l-a făcut. Deci, am dat, am simțit acolo că matematica e de folos. Matematica în construcții, cu film. Da, e de folos și iată, exact cum am văzut. Exact, cu gata, făcea ce vreau. Cu ce vreau să fac? Dar nu zicea că e înălțimea, credeți, nu zicea că e înălțimea, zicea că era la B, așa arăta în desen. Da, dar asta trebuie să înțelegi. Bun, eu prima aici.